dimineața la ora la tuturor, adică de că acum de pregătire să începem, rămâi așa, da? Eu ceea ce vă comunic, bine, ați văzut că mi-a zis Inachi ceva complicat, dar după aceea trebuie că trebuie să ajung la prefectură. Bun. Propun pe domnul Căliman. Domnul Pisecaru propune și domnul Căliman. Mai avem alte propuneri? Haideți să votăm atunci. Președintele ședință pentru următoarele trei ședințe și este propus Căliman Marcel. Votez. Voturi pentru? Deci Mona e de acord. Da, da. Avem împotrivă? Avem abțineri? Avem unanimitate. Da? Și domnul Căliman, haideți... Da, e pentru, Claudiu, ești pentru. Nu ca domnul Marcel Căliman să fie președinte. Pentru că domnul Căliman a fost luat așa mai din scurt. O să începem... am să încep să îl ajuta cu procesele verbale și așa. Înainte să de a supune domnul Căliman, de a supune ordinea de zi la vot, să pun la vot procesul verbal din data de 14, ședința ordinară din data de 14.09.2022. Voturi pentru. Pentru. Avem împotrivă? Avem abțineri? Unanimitate. Procesul verbal din ședința extraordinară din 27.09.2022. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Și ultimul proces verbal din nu știu, n-aude. Din data de 7.10.2022. M-au zis domnul Dămoc și dumneavoastră? Da. Deci dacă sunt obiecțiuni, să înțeleg că să le faceți. Din 7.10.2022. Voturi pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Nu știu. Înțeleg că am votat pentru domnul Dămoc, da? La toate ați participat, de câte țin aminte. Bun. Urmează să supunem la vot ordinea de zi. Este ordinea de zi care v-a fost comunicată. Nu sunt modificări. Ordinea de zi. Spuneți. Avem proiectele 2, 3 și 4 care prevăd aceste investiții de principiu. S-a mai avut și în trecut această problemă, o văd eu, pentru că eu, din ce am văzut, că această modalitate de a formula aceste obiective de investiții, de a angaja cheltuieli de principiu, nu prea mi se pare ok. De principiu, aprobate chestii, asocie cu comune, nu știu, dacă la proiectele privind copertura de parcare și acoperișul se specifică acolo referat că vor urma proiecte de documente indicatorii de aprobare, se vor adică așa nu se mai întâmplă aceste proiecte. Noi nu aprobăm de principii, pentru că de principiu aprobăm achiziția, pentru că dacă părerea că nu duc la finalul planului de achiziții, deja este prevăzută o sumă pentru achiziția acestei indicații. Deci, aici, cred că trebuie să vedeți exact dacă mi se place la ei, modalitatea care vă ordinați dumneavoastră, indicatorul, de fapt, proiectul de hotărâre și denumirea lor. Noi aprobarea din principiu, dacă pot să intervin, are în vedere tocmai demararea proiectului și posibilitatea ca noi să întocmim documentațiile necesare care să stabilească acei indicatori tehnici și economici. Știți foarte bine că pentru copertină, ne-ați spus, ați punctat bine, într-adevăr s-a scris că vor urma indicatorii. În cazul vitajei este același lucru. Noi ați văzut că plecăm pe o capacitate minimă de 5.000 de litri, dar la ora asta noi nu am făcut nici achiziții și atunci va trebui să avem posibilitatea să stabilim prețul. Sunt mai multe modele, vă dați seama, și capacitățile, deci pot să fie de 5.000, pot să fie de 5.100, în funcție de ce există pe piață. Iar în ceea ce privește locuirea acoperișului, la fel, urmează să face documentații privind proiectarea, pentru că, fiind vorba de o reparație capitală, este obligatoriu să fie un proiect.
pentru acoperișuri. Deci, aprobarea de principiu are în vedere posibilitatea angajării de plăți privind documentațiile ulterioare de, de înființarea proiectului, a investiției. E obligatoriu și indicatorii vor urma a fi aprobați, pentru că e bine pentru toată lumea. Adică dacă dumneavoastră n-ați aprobat niște indicatori, ar fi mai pus la adăpost dumneavoastră ca și consilier, dar va trebui să aprobați indicatorii. Acum e valabil pentru proiectele 2 și 4, dar pentru proiectul 3, cu siguranță nu veți mai reveni cu alte oferte prezentate consiliului, ci cum știi că se va face achiziții. Achiziții pe SIA, pe achiziții publică. Dar vreau să anunțăm la ce am rămas. De principiu care înțeleg că este cel care vă încurc, adică vi se pare ne la locul lui. Are în vedere tocmai faptul că inclusiv pentru vitanjă, la ora actuală, noi nu avem exact ceea ce se va cumpăra. Și atunci este de, din asta aprobați de principiu. Să-ți spun că da. Putează așa ce ține. Acum, toți suntem la vitanjă. Ordinea de zi nu am supus-o exact. La vot. Voturi pentru. Domnul Dămoc, votul pentru ordinea de zi? Pentru. O abținere, da? Da, da, da. Primul proiect de hotărâre, da, să zicem. Primul proiect din ordinea de zi 13. E proiect de hotărâre privind acordarea cadourilor de Crăciun elevilor înscriși în cadrul instituțiilor de învățământ aflate la nivelul comunei Horge, județul Bacău, în cadrul programului Pomul de Crăciun 2022. Deci, domnul consilier, știți, e un proiect cu care am venit în ultimul timp în fiecare an. S-au primit oferte mai multe, am decis ca suma să fie în jur de 4 de până 45, la ce am văzut că sunt conțin pachetele. Cum aș mirată prețurile, prietele la 25, dar la 25 ce să fie. Și mai ales că am și observat, sunt primării și o să încercăm să facem și noi, dacă reușim la anul, care mai dau și de ziua copilului ceva, de începerea anului școlar, câte o carte. Noi mergem numai cu cele de Crăciun. Și ca atare, eu cred că e în regulă așa și nu văd de ce n-ar fi de acord, măcar de Crăciun, să dăm copiilor un cadou. Îmi scrie la cuvânt, ceva? Hai să stăm la lucru. Să intre și doamna. Marțin. La cadouri? Da, deci vot. N-ai copii? Ba da. Vot. Voturi. Pentru. Cine este pentru? Abține? Doamna Nunus. Domnul da, Dămoc, votul pentru proiectul de hotărâre privind cadourile de Crăciun? Chiar nu. Avem 13 voturi pentru și o abținere. Doamna Nunus. Da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a obiectivului de investiții construire, copertină, parcare auto. Pentru domnul consilier, e vorba de copertină aici în spate. Dacă ați văzut dintre dumneavoastră, deja am adus acel bazin pentru motorină, ca să nu mai mergem mereu cu calistrele la Bacău, pentru că urmează să vină și autogrederul și toate care sunt. Inclusiv o să fie, ce spuneam, că aducem legătura, că nu o să mai au cuvântul la cealaltă, că e aceeași chestie cu vitanja. Săptămâna trecută am primit avizul de serviciu SVSU, stat de urgență, a primit aviz. Deci suntem cu aviz cu totul în regulă. Tocmai de aceea, acum există posibilitatea sau există varianta ca serviciul nostru să poată fi cooptat de către Bacău, să intervină și pe Parincea, să zic, pe loc,
localitățile din jur și ne-am gândit că noi știți că n-am achiziționat vitanja, am luat o vitanja când am avut mașina de pompieri, am luat-o cu o capacitate mai mică să poată intra pe toate ulițele, iar acea vitanjă ne ajută pe lângă alte ce o să fie și ca o cantitate de apă suplimentară să nu mai trebuiască băieții să meargă permanent să... Da, după apă. Da, vă dați seama, sunt 5.000. Auto special are 1.000 și ceva de litri. Deci mai pot să încarc încă de 3 ori din acea... Deci ăsta a fost tot interesul, având în vedere că avem serviciu SVSU avizat. Pentru auto specială, nu trebuia o clădire închisă? Păi avem. A, deci este separat. Acum da. Am spus pentru că au venit, dacă ați aflat și despre... Asta pentru perioada de iarnă, în momentul când... Păi acolo ținem, avem magazii acolo. Și iarnă și vară. Și acolo ținem toate utilajele. Da, da, da. Dar momentan am scos, cred că e scos afară, pentru că au venit cutiile cu produsele, ne-a putut să și... În perioada asta nu, mă refer în perioada de acolo stă. Invie, deci clădirea, dacă aveți curiozitatea, dacă vreți și noi puteți să mergem să vedem exact cum atât. Da, da, da. Da, arată foarte bine. Da, deci asta da. Este cu copertina, cu... care e următoarea? Da, da, sub vitaja am spus-o. Și de acoperișul... La blocul, da. Acum, știți, ați văzut și noastră și sperăm să... Am zis, nu avem posibilitatea, vă dați seama că nu avem posibilitatea noastră să facem acoperișul, dar dacă am începe proiectarea, dacă am începe asta la anul, intrăm deja pe lucrări. Cum am zis, același lucru o să facem cu centrala. Și la școala Răcătău, și la școala la Horgești, același lucru mergem. O să facem toată documentația începând de anul acesta, atunci, la anul când dă cădua și se putea lucra, să intrăm deja pe, doar pe execuție. Am prins și un buget, că ne intră bugetul, ați mai prins. Deci, oprinde, dar a zis, dacă tot am primit, că am primit 275.000 de lei acum, am zis, dacă tot am primit banii ăștia, ce putem să dăm drumul ca documente, că ați văzut că asta durează cel mai mult până la urmă, ce putem să dăm drumul anul ăsta la documente, având banii, să le dăm drumul astea, să rămână anul viitor doar execuția. Măcar suntem acoperiți pentru inspectoratul de construcție, dacă vine și vede țiglile alea, ne luăm niște amenzi, nu doare capul, dacă demarăm o lucrare. Deci, dacă avem actele, că noi demarăm lucrarea, măcar suntem acoperiți. Deci astea sunt toate trei, adică astea mi-ar foarte. Dacă se întâmplă o furtună, ți-l dă în măcar. Păi și, dacă faci fără proiect, nu bine. Dacă mai sunt... Dacă sunt luat de cuvânt la proiectul de hotărâre privind construirea copertinii. Să puneți la vot, domnul președinte, vă rog. Da. Să punem la vot proiectul numărul 2. Votul pentru. Pentru. Avem abțineri? Abținere, domnul Dămoc? Da. Împotrivă? Deci avem 13 voturi pentru și o abține domnul Dămoc. 3. Proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu achiziției a unei vitanșe cu capacitate de minim 5.000 litri pentru deservirea, în special, SBSU. Aici s-au discutat, mai închide domnul pe cuvânt. Dacă cumva vrea cineva să-mi scrie la cuvânt. Nu, atât să trebuie știți. Spuneți-vă la cuvânt. Da, auziți, spuneți. Noi achiziam o vitanjă, o vitanjă în extra, care se sunt în canalizări, care eu am auzit, văd și am auzit și în expunerea doamnei firmații, să răștete foarte toate, că se poate astfel de recunoaște, să luăm un rezervor, să ne asculește, să intervină și la incendii și la... Tocmai cu vitanja a mers. Dar rezervorul unde putem, cu ce putem transporta? Nu, hai să nu mai continuăm. Există două impedimente al unui rezervor. Una, rezervorul nu are posibilitatea de a fi autoalimentat. A doua, inclusiv în adăugat acolo că s-a prevăzut faptul că se va interveni la imobile pentru numai inundațiilor pentru a scoate apa din imobile. Asta este diferența dintre vitajă și un rezervor. Simplu este că vitaja are acea motorizare care permite atât să tragă apă cât și șofer. Dar ce vorbim cu rezervorul? Trebuie, vitaja stă cu apă, ai deja pregătită. Pe când rezervorul ar trebui să-l iei de, așa, să pui în remorcă, să te duci să-l umpli, să vii și ca personal și ca în plus. Deci vitanja e cea mai... Plus că... Da, explicații probabil că nu știe ce implică și de asta... Atât. Rezervorul nu. Deci domnul Dămoc, mai aveți ceva de adăugat?
Vot, vă rog. Sub. Mai stați puțin, că acum facem curând. Domnul Budă. Nu, nu, nu. Eu vreau să-l văd în fața mea că-i pentru. Nu, că... nu eu știu că-i pentru, dar... Vreau să votați de aici. Voturi pentru. Pentru. Împotrivă? Avem abțineri? Abțineri, domnul Dămoș, da? Vreau să fac o precizare. Vedeți că și la proiectul... Da, am votat. Da, și la proiectul cu când s-a achiziționat mașina de pompieri, nu? Pe primul proiect care ne l-ați adus, scria că mașina de pompieri va fi folosită și în caz de secetă pentru alimentarea apei. După aia nu știu ce s-a întâmplat cu proiectul, nu mi-aduc bine aminte. S-a scos chestia asta, că nu se mai alimenta populația cu apă nepotabilă. La fel și pentru vitanșă, deci aș dori să fie folosită și vă puneți problema să cumpărăm niște contenitoare de la de 1000 de litri de apă când acum avem vitanșă. Păi deja sunt cumpărate. Sunt cumpărate. Alea sunt cumpărate, dar vreau să spun că și cu vitanșa se poate aduce apă populației pentru sâșul de grădinile, apă nepotabilă, mă refer, pentru animale, nu? Pentru, da, grădinile, pentru nu știu pentru animale, dacă... că să stea, păi chiar ar trebui să stea, adică și ca motone, cantitate și ca personal, ca să ude, gândiți-vă, sunt 3.000 ceva de gospodării, dacă ar fi să duci la toți, n-ai cum și ar trebui, când ai de la un capăt să ajungi la 3.000, ăla deja a venit toamna, numai ce se mai uscă, i s-a uscat recolta ca să punești de primul dată. Da, dar măcar pentru animale. Pentru animale oricum nu se folosește, pentru grădină. Adică chiar n-am fost în situația care să animalele să moară de sete că n-au avut apă. Da, mai mult a fost problema că apa pentru uzul casnic, nu vreau și acum am luat bazinele acelea, la două zile noi le aprovizionăm, păi, apă și este în regulă. Păi una se contrazice pe alta, n-am fost în situația, dar oricum aducem apă nepotabilă, nu? Deci tot la animale este folosat. Pentru uzul casnic, da. Nu e pentru animale, pentru spălat, pentru, nu? Tot ce nu e uz de băut, că uz casnic este, da. Și uz casnic nu înseamnă pentru animale. Da. Mai avem o scrie la... Da, dacă e cineva care se mai scrie la cuvânt. Atunci dăm citire proiectul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a obiectivului de investiții în locuiri, acoperiși și mobile de locuințe cu numere cadastrale 62.182. Cele trei blocuri aflate în proiect. Cele trei blocuri, da, care sunt... Dacă e cineva care se vrea să scrie la cuvânt, spune-ți, domnule. Spune-ți. Matemau unde se propune ca de doamna primar dacă de proiecte fie făcute din bugetul local, alte primării unde primarii sunt interesante absorpția fondurilor europene, fac aceste lucruri prin PNRR. A fost recent linia de finanțare deschisă pentru eficientizarea energiei, ceea ce presupune exact acest lucru, schimbare de acoperișuri, schimbare de construcții, donații de clădiri pentru clădirile din domeniul public și asta noi am putut face și noi și pentru aceste blocuri și pentru alte clădiri din comune. Din păcate, noi nu avem interes și deschidere către aceste lucruri și continuăm să cheltuim banii locali care puteau fi folosiți pentru alte investiții unde există astfel de finanțare. Acum sunt cu părere de rău. Nu e un răspuns dat domnului consilier, vă spun, știu despre acest proiect este. Sunt în discuție acum pentru a putea obține fonduri și pe partea pentru blocuri. Deci am cunoștință, contrar la ceea ce se crede, și asta și fac. Am și discutat încă de ieri despre acest gen de proiect. Noi aprobăm acum în cazul în care există acolo o problemă, pentru că și la noi ați văzut că blocurile sunt acoperișuri din ce în ce mai degradat. Dacă reușim și obținem finanțare pe partea cu PNRR-ul, vă dați seama că nu e interes să facă partea asta. Deja am avea dosarul să-l depunem, pentru că avem documentație. Deci asta este, să nu se creadă că nu e interes, da? Nu vrei. Gata, atât. Dacă mai e cineva care vrea să scrie la cuvânt. Supunem la vot. Voturi pentru? Pentru. Împotrivă? Împotrivă.
Avem abțineri? Abține domnul Damoc. 13 voturi pentru. Dăm citire următorului proiect, numărul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, demolare și construire pod peste Pârâul Răcătău, Comuna Hodej, județul Bacău. Aprobat prin finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și a sumei reprezentând categoriei de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Cine vrea să scrie la cuvânt? Nu, domnul, doamna primară, da, acum știți despre acest proiect, da. S-a discutat, cred că, la cel puțin alte două ședințe anterioare. N-are rost să mai intervin pe marginea acestui proiect. Cine vrea să-mi scrie? Domnul, puteți începe și lăsăm lista deschisă, da, domnul Băbor. Domnule consilier, apropo de discuția podului, tot despre podul o să vorbesc și eu, că dacă e vorba de pod, mai potrivește. Având în vedere că și noi la Soudor am luat discuție și au fost multe discuții pe problema asta, că avem acces peste Pârâul Răcătău dincolo, dar am înțeles că nu se vrea, nu se poate și ne-am împăcat cu ideea asta, poate în alte generații o să fie. Da, să nu se supere unii consilierii de la lege, domnul Bunaru, domnul Pisecaru, că nu spune răutăcios. Având în vedere că are priză bună aici la Consiliul Local, numai în Consiliul și un aparat de conducere, are priză bună, doar. O a avut și în anii anteriori, cu domnul Cioroabă și-a făcut teren de sport acolo la Răcătău. Ce-o dori domnul Bunaru, domnul Pisecaru, că noi am fost traseiști, eu, domnul Bunaru, domnul Pisecaru, am migrat așa dintr-un partid. Unde ați simțit că ești și consilier, ați migrat, domnul Bobo? Nu v-am întrebat nimic, stimate, da. Păi, haideți să continuăm, nu vă victimizați, haideți să dăm că suntem în ședință. Nici mă lăsați să vorbesc. Nu mai chemați la ședință, doamnă. Puneți acolo Partidul Comunist și membrii comuniști. Nu mai chemați. Se sper degeaba. Având în vedere, nu-i spun răutăcios, domnule, având în vedere că v-am povestit problema noastră de la... Problema noastră care o avem cu astea, am înțeles că nu se vrea, nu se rezolvă. Suntem foarte mulți consilieri și noi din Soudor aici, îți vei băgați în seamă, s-au transformat într-o mașinărie de vot, nu îi mai interesează nimic cu Soudor, nu e frică, le teamă, nu știu ce se întâmplă cu ei. Da. Am o rugăminte de consilierii de la rege. Să se aplece un pic și la problema podurilor, numai la problema sportului. Că le-au venit bine cu sportul ăla. Nu toată lumea din satul rece o să îmbrăcăm un echipament de sport și o să-i pun joacție handball, fotbal și mai departe. Podul ăla care duce dincolo la rece, înseamnă că a fost bombardat de ruși, domnule, retrage. Au dispărut barele, găuri, piste tot acolo. Mai cu câțiva ani în urmă, a murit un om cu căruța acolo. Tot de la cauza asta, că au dispărut bare. Un om din Răcătău trecea podul ăla, așa că l-au murit, dar bază, ziceam, din rățuri. Dom'le, nu se găsește, să vină și ei, dom'le, că noi le ajutăm. Am înțeles că nu se face la noi, nu e nicio problemă. Le ajutăm, le votăm. Se pune acolo protecție, dom'le, la podul ăla, de la rece. Nu atât, de acolo la vintile, dom'le, trec oamenii ca prin Evul Mediu. A venit cineva de la primărie la noi și au făcut un șanț cu... Asta e, o vine mai bine așa să sape maluri, un șans ca să treacă oamenii. Dar pe din timp nevoie, e periculos, domnule. Alunică un animal, se duce în cascadă acolo. Dacă e la poduri, că podurile astea de care vorbesc eu sunt mai frecventate, sunt mai circulate decât podul ăsta care băgă miliarde acum la el. Și nu zic că nu, facem cu fondurile europene, nu înseamnă că numai fondurile europene sunt acolo și banii din bugetul local, că doar asta votăm asta. Se pune bani acolo. Îi rog frumos să nu se supere pe mine, așa cum s-a supărat doamne primar, că nu e spre dezavantajul lor. Să vină domnule cu proiecte. Am înțeles că nu se poate la noi la Soudor, că suntem mai bruneți. Aia e treabă, dar nu are nimic. Facem acum cum se poate. În altă generație, nu faceți la noi. Cam atât am avut de spus domnul președinte. Da, domnule. Dacă mai e cineva care vrea. Da, domnule, se aveți cuvântul, domnule. N-am de ce să mă supăr pe domnul Boboc, suntem prieteni de atâta timp.
am fost și colegi de partid. Eu trasins nu prea am fost, am rămas pe loc. Nu știu de ce tot spuneți că la Rece s-a făcut, la Răcătău s-a făcut, la Sudul nu s-a făcut nimic. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Da. S-au făcut drumuri, s-au făcut iluminat, s-au făcut școala, care școală, de școala care aveți dumneavoastră la Suhodori. Nu există nici în oraș, cel mai bun liceu, nu există condițiile care aveți dumneavoastră. Uitați-l la Rece, păi ce se face? E făcută de acum 25 de ani, tot scoate gura. Dar aveți școala făcută acolo, pentru un teren de sport care s-a făcut, pe care teren de sport joacă fotbal. Mai mult băieții de la Suhodol. Și se face și la Suhodol, da. Nu așa să fie atâta fiecare, a? Aveți comisii, v-ați spus să identificați un teren prin care să puteți să faceți condiții dintre astea. De ce a stat pe loc? De ce stați pe loc, aș consilie? Mă bucur, o să-ți dau un răspuns. Pentru terenul de la Haideți. Păi nu-i o frâneri, domnule, treaba asta. O frânează aparatul de conducere. Pentru terenul pe care vreți să-l adiziționăm în spatele școlii. Deci am primit răspuns de la Curtea de Conștiință. Adresați-vă către domnul Dudulică. Și a reușit ceva să facă în primul șeas. Discut cu mă dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ai deschis subiectul. Domnul Dudulică nu a spus nimic deocamdată. Adică nu-l interesează. Nu îl interesează. Normal trebuie să corelați. Pentru că de asta a fost pus unul dintr-o parte, unul dintr-o parte, ca să nu iasă discuție. Deci la anul se face în teren de sport la școala Suhodol în spate. Deja am primit răspuns de la Curtea de Conturi cu modalitatea, privind modalitatea de achiziționare. Și acum avem săptămâna viitoare, ne întâlnim cu domnul, a fost o problemă cu evaluarea și imediat mergem sau pe achiziționare sau pe expropriere. Bănuiesc o să fie de acord pe achiziționare, pe care vrem să o facem cât de curând și anul viitor, sigur, o să fie teren de sport și la Somodor. Da? Exact cum am stabilit, dacă știți, de când ne-am apucat de terenurile de sport de la Orgești, în fiecare an să se facă pe o localitate. Domnilor, vă rog. Dacă domnul vicecar a semnat, bine, domnul Lila e Eugen dată. Da, e bine proiect numărul 5, dar totuși aș avea și o dăuga câteva cuvinte și în comuna Orgești intră mai multe localități. Intră și Orgești, și Suhodol, și Răcătău, toate satele intră în comună. Și ar mai fi și în Suhodol poduri de făcut. Nu zic acum să se facă toate podurile, că sunt foarte multe poduri de făcut. Dar totuși ar fi bine, podurile mai importante și care ar fi pentru folosul oamenilor. Eu aș fi de acord și nu știu dacă ar fi bine, totuși, după câte am înțeles, eu am trecut pe podul acolo care duce spre Recea, care trece pămpărăul ăla pe acolo, l-am trecut, l-am examinat chiar anul ăsta, e un pod foarte periculos acolo, poate să cadă oricine, poate să se rupă și totuși, dacă toți au făcut proiect pentru așa, ar fi bine și acolo să fie luat în medie. Ce aici de metal? Nu, la Suhodol este ca treci pe la Bobov. Și treci foarte la ăla nu este prins în pub, în primul rând, ca să drum. Mă înțelegeți? E o chestie, că nu poți să te duci să faci pod unde vrei tu. Aia trebuie să fie... Ăla nu se poate face doar să facem pe acum. Dacă ies, deci acum avem cupul. N-am zis că aprobăm mereu și facem deja au terminat proiectarea, așteptăm. Da. Dacă e, se poate. S-ar mai fi, dar se poate pune proiect. Iar podul de făcut spre Pairoră, ce am mai discutat doamna primar. Acolo chiar podul la care s-a surpat foarte tare, s-a înfundat tubul acolo. E un pod foarte circulabil, un podul Pairoră. Da. Și să fie luat în vedere și acolo, dacă s-o puteți să facă un public acolo, pe ăla e prinsă, deja e prinsă proiectă, ăla este prinsă și este și pe strada nouă, și pe strada nouă. Vedem, deocamdată trebuie să faci proiect, că dacă nu faci proiect, nu vine nimeni să-ți facă proiect. E bine așa. Nu mă spun, eu am vorbit bine. Bine, asta am avut. Bine, dacă mai e cineva care mai... Să puneți la vot. Supunem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Abțineri, doamna Nunuț, ne-am înțeles pentru? Abțineri. Abțineri, doamna Nunuț. Domnul Damoc, nu v-am înregistrat votul dumneavoastră. Pentru vă aud cam rău. Suntem la proiectul cu podul acum. Aprobarea SF-ului la pod. Nu vă mai aud.
Nu vă mai aud, domnul consilier. Am să vă iau ca abțineri în cazul ăsta, dacă nu... Să închid de la comisie, că știu de comisie. Nu ai voie. Ce treabă are comisia? La comisie, eu dau problemă. Adică, da, poți să schimbi pe părerea, dar ce mai contează? Da, 6. Vă iau de la ADES. Bun. Proiectul numărul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării programului achiziții publice pentru anul 2022 la capitolul A, investiții și la capitolul B, contracte de furnizare. E vorba de modificarea programului de achiziții, care se modifică de câte ori... Domnule consilier, ați observat, am prins. Înființare sistem integrat apă canalizare, pentru că știți deja noi suntem în faza, a venit proiectantul, am decis pe unde să fie toate bazine și ce mai este. Demolare construire, pentru că și acesta e top în anghelța linie, exact cum este cu apă canal. Modernizare, siguranță, hai să am primit finanțare, apropo de PNRR, dar nu de domnul că nu are semnal. S-a primit pentru camere în toată comuna, deci am primit aprobare și am primit și suma. Am primit suma, adică finanțarea. Când la școli se Nu, acum e vorba de sistemul acela din toată comuna, adică toată comuna să beneficieze de sistem de supraveghere, să nu mai fie atâtea probleme. După aceea, este construire magazie lemne la școala Sodor, despre care am mai fost discuție, este construire copertină, achiziționare vitajă, reparații la blocuri, camere supraveghere la școlile Sohodor, Recea și Răcătă, unde nu este, instalații încălzire, deci vorba de acele centrare la școala Răcătău și la școala Horgești, exact ce vă spuneam înainte. Și ultima este pentru achiziții stingătoare și materiale PSI, ce ne-au mai spus cei de la ISU când ne-au dat avizul, că ar mai fi necesar pentru completarea echipamentului serviciului. Deci părerea mea că am prins cam tot ce am putea, exact ce v-am zis, ce putem să facem anul acesta ca proiect, ca hârtii, urmând ca la anul să dăm deja drumul la lucrări. Altceva, mulțumesc. Dacă sunt înscrieri, nu la cuvânt. Domnul Vici, alături de proiectul ăsta, când avem noi extinderea de rețelele electrice, domnule, acolo, că niciun semnal, niciun... Este deja, este licitat, este tot absolut, numai trebuie să apuce treaba. Noi putem să-i forțăm pe ei, domnul Bogoc, spuneți, noi putem merge să-i forțăm pe ei să vină să-i apuce de treabă? Ei au proiect. Deci eu nu dau răspunsul, că până, nu mi-a fost adresată. Da, da, până la anul când dau ei proiect, ei spun, nu avem ce să facem. Așa au fost și cu podul la Dumnezeu. Nu zic așa. Da, dacă domnul Boboc e interesat, o să mă întrebe personal despre ce e vorba, da? Altceva nu pot să vă spun. Vă supărați, doamnă, dacă vă întreb eu, că trebuia să o faci cu 2 ani. Adică n-ai zis că anul, că i-ați zis să sari în super. Da, nu s-a așa sus repede, domnul Boboc. Domnul Boboc, dar proiectul... Mă minunesc de ce puteți spune că durează câteva luni de zile numai proiectul. Pe urmă aprobările toate. Păi ce-o fost acum? Acum, ca să știți, este absolut tot aprobat. Deci absolut tot. Este inclusiv ordinul de începere a lucrărilor, este dat. Deci verificat de mine este la executant. Așteaptă acum să vină un transport de două camioane sau tiruri cu stâlpi și imediat se apucă de lucrare. Eu ieri am fost din nou și urmează ca ei speră săptămâna asta la sfârșit, săptămâna doar la sfârșit, la început cel târziu, să le aducă cele două tiruri de stâlpi și după aceea... Deci este absolut tot, avizul de începere, tot este dat. Da, cum sunt. Dar ar mai fi ceva, domnul Vici, pentru doamna primar. Am vrea, nu s-a auzit la investiții aici pentru terenul de sport de la Sohodor, de la școala Sohodor. Avem pentru teren, cu achiziționarea avem, facem evaluarea, ce am spus săptămâna viitoare, chiar asta am zis, nu știu de ce trebuie să repetăm. Am zis că facem evaluarea terenului, după aceea, în funcție de cum aprobă proprietarul, sau achiziționăm, sau facem procedură de expropiere și venim în fața dumneavoastră cu ce procedură o să mergem. Cea mai ușoară și tocmai de aceea să fie de acord
cea mai ușoară este cea de achiziționare, nu de expropiere, și de expropiere, dar e mai de durată să fac anumiți pași care sunt mai, nu mai complicați, dar mai durată decât achiziția efectivă. În oricare de cele două proceduri și este obligat. Terenul de sport, dacă am spus că la anul o să fie teren de sport în Solodor, așa o să fie, domnul, o să văd. Bine, vă mulțumim, domnul. Dacă mai sunt. Spuneți la vot. Supunem la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? Pentru. Avem împotrivă. Avem abțineri. Deci avem 13 voturi pentru. Dăm citire proiectul numărul 7. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 16.11.2022. Doamna Dumnezeu. Da, au avut documentație, ați văzut sumele, cum ne-am prins, e vorba de acei bani care au venit, 270.000 și în funcție de investiții, v-am spus, noi mergem efectiv acum de la ce am prins pentru documentație, că lucrări prea puțin se mai pot face din ce este pentru sfârșitul anului. Dacă sunt doritori să înscrii la cuvânt. De exemplu, vedeți exact ce am zis domnul Prisecaru. Pentru instalații de încălzire la cele două școli. Mi-a prins 40.000, am prins exact pentru documentație. Lucrările nu ai cum, la anul o să venim cu sumele necesare, că având proiectul tot, avem sumele și atunci venim să putem să facem, până începe în toamnă școala, să putem face, să aibă o centrală și cele două școli. Da. Mai e cineva care vrea să scrie acum? Supunem la vot atunci proiectul numărul 7. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține. Avem 13 voturi pentru. Și acum, întrebări și interpelări. Cine vrea să scrie la cuvânt? Doamna Numuț. Doamna Numuț. Mona, vrei să mai stai la întrebări și interpelări sau mai nevoie? Da? Da, da. Da, da. Toată lumina din urmă. Cine? Super! Așa e. În proiectul de extindere rețea nu am putea să adăugăm doi stâlpi la intrarea în sat, dar acum nu avem nimic. Deci proiectul de extindere rețea nu poți să adaugi. Când faci trebuie să facem proiect. Exact, pașii pe care i-am făcut. Deci nu, asta puteți, nu putem să facem un proiect pentru doi stâlpi la intrarea în sat, nu avem... Nu facem noi proiect. Ați văzut exact aceeași procedură care s-a făcut cu EON-ul, pentru că ei fac tot, noi doar facem solicitarea, aprobă și după aceea noi venim, ei spun asta este valoarea, voi veniți cu solicitare. Asta, da. Da, să facem o solicitare. Păi, o să mai avem o solicitare, am înțeles că este undeva, dacă atunci când am început pentru Sovodor și pentru Bazga, atâta era situația, atâta s-a ajut, acum o să facem și pe care și mai sunt câteva cazuri, am înțeles, chiar și la Recea undeva și să le luăm în calcul pe absolut toate. Să... Acolo la noi chiar este o situație dificilă. Peste tot când... Mai dificilă. Știm. Și da. Și urât, intri în sat și greznă și după aia ajungi la... Știți că orice extindere de rețea care o aprobă de-al gazul, ei fac un studiu de rentabilitate. Păi, noi facem solicitare, exact ce am spus. Și dacă ei sunt de acord, o să ne aducă la conștiință cum a fost, care e cotă parte de ce venim noi în acest... Și da, podul de la Bărbu este a consiliului județean, presupun, nu? Podul care merge traversează asfaltul. Puteți să le faceți o solicitare, că are trei bare de fier, după aia nu mai are, e paragin, așa. La balustradă. Da. Sau măcar să le punem noi, că trei bare de fier cu osodură. Nu, dumneavoastră nu pot, nici eu. Că după aia le punem plângere, le faci ca la plângere penală, că da. A, da, nu putem să... Nu, facem plângere penală, sau... Dar vreau să vă spun că și strada au ajuns să fie concavă, așa, s-au urcat șanțurile. Nici ăla nu le putem curăța noi. Nu le-a curățat? Nu, știți, pământul din șanțuri s-a ridicat deasupra asfaltului și ceva de genul așa, nu trebuie să fie la nivel. Da, acolo știm foarte bine că au avut discuții. E vorba de nivelul, de, că partea de fapt
Cum apa la basilică? Nu, acolo să nu, dar dacă mergi pe asfalt și privești, vezi că șanțul este deasupra nivelului asfaltului. Marginea șanțului. Logic ar fi marginea să fie, da, marginea șanțului. Da. Logic ar fi să fie concav. Ca să curgă apa. Dar de fapt s-a făcut-o covat, așa. Când e mult, curge. Trebuie să fie mult. Dar aici nu arată nici mai unde merge. La Ricea și la Răcă, tot în partea despre apus, au sus șanțul față de nivelul asfaltului și nivelul șantului betonat. N-ai ce să pui oamenii, ce să facă? Scoboare? Când se va pune un nou strat asfaltic, la se va ridica. Asfalt. Mă refer la partea carosabilă, practic. Cum e la noi, care nu e betonat. Deci asta se va ridica, că se va pune un nou strat asfaltic. Și s-a înălțat pământul un pic. Da, e foarte înălțat, nu e înălțat. Da. Deci nu putem. Vedem despre ce facem. Adică eu asta n-am văzut o prioritate pentru că sunt tata și băieții cu utilajele toată ziua sunt... Dar nu că ce face cu utilajul aici? Că n-am să spargă betonul. Am să văd despre ce. Dar nu vorba de spargă. Este vorba de gălțat cu nișul care s-a pus la asfalt. Vorba de pământul. Nu trebuie de șanțul alea betonat. Da. Nu, nu. Nu este. Nu, bine că ați spus și voi vedeți. Dacă mai sunt înscrie. Și e mai mult mai înalt, nu mai e. Nu mai. Declarăm închisă ședința.